Procurorii DNA, secția de combatere a corupției, au dispus astăzi punerea în mișcare a unei noi acțiuni penale și luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile față de inculpatul Darius Bogdan Vâlcov într-un nou dosar, al cincilea instrumentat pe numele său. Fostul primar al Slatinei și ministru de finanțe este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și trafic de influență. Procurorii au mai dispus măsura asiguratorie a sechestrului asupra bunurilor aparținând hotelului pe care Vâlcov îl deține în municipiul Slatina și asupra sumei de bani existente în contul unei societăți pe care inculpatul o controla prin interpuși. Anchetatorii susțin că fostul ministru al finanțelor ar fi pretins și primit de la doi denunțători un procent cuprins între 10 și 15% din sumele încasate de firmele acestora pentru trei contracte, două încheiate cu primăria Slatina, iar celălalt cu compania de apă Olt. Contractele vizau reabilitarea centrului vechi al municipiului și reabilitarea termică a numai puțin de 131 de blocuri. Suma totală primită de Darius Bogdan Vâlcov în urma săvârșirii celor trei infracțiuni de corupție se ridică, susțin anchetatorii, la 4.296.270 de lei.